Comisia juridică a Camerei Deputaților a avizat favorabil ieri cele trei candidaturi pentru funcția de judecător al Curții Constituționale, Bogdan Licu, Cristi Danileț și Ioan Sabău Pop. Postul pe care unul dintre ei îl va ocupa este cel eliberat în urma expirării mandatului lui Valer Dornea. PSD l-a propus pe Bogdan Licu, prim-adjunctul procurorului general al României USR, pe judecătorul Cristi Danileț, iar profesorul universitar Ioan Sabău, POP, a fost propunerea aur. Bogdan Licu, prim-adjunctul procurorului general al României, propus de grupul parlamentar al PSD, a afirmat că are 26 de ani de activitate în Ministerul Public. El a menționat că în calitate de judecător al CCR nu poți să te abții, pentru că nu judeci persoane, ci ceea ce se deduce judecății potrivit Constituției. Judecătorul Cristi Dani Danileț, propunerea USR pentru postul de judecător al CCR, a afirmat că a făcut o prezentare a activității sale profesionale. Școli absolvite, posturi ocupate la instanțe, la Ministerul Justiției și la CSM. El a menționat că nu a negociat nimic politic pentru a fi nominalizat și speră că va îndeplini condițiile. Candidatul aur, profesorul universitar Ioan Sabău Pop, a declarat că este nevoie de o serie de modificări legislative, inclusiv de revizuirea legii fundamentale, pentru ca activitatea curții să fie primenită. Concomitent, Comisia Comisia Juridică a Senatului a aprobat toate cele trei candidaturi pentru funcția de judecător al Curții Constituționale, Iulia Scântei, Peter Exterin, Covaci și Radu Ghidău. Conform Constituției României, din cei nou judecători ai CCR, trei sunt numiți de Camera Deputaților, trei de Senat și trei de Președintele României. Votul în plenul Senatului pentru postul de judecător al CCR va fi dat pe 3 mai.